Pe cine mai poartă mama azi opinci? După opincile... Dacă e schisă de Ioniță, normal că... Asta ce dansează acolo? Ce vrei, fata, tati? Ce? Sora mea, ce distracție nebună aici la voi, la Neața! Bravo, sora mea! Mamă. Margherita, ia un loc pe canapea! Margherita... Bună dimineața, bună dimineața și bine v-am găsit! Bună dimineața, ajuns! Sau cum se spune, Calimela, Calispera, Calinicta... Bună dimineața, mai bine zis! De unde vine fata mea? Vin din Grecia. Lasă-mă că pic aici. Vin direct din Grecia, unde am filmat acest nou videoclip de care sunt tare, tare bucuroasă. Dar ce aveți, dragă, aici la limanul la noi, dacă îl filmai? Tot aici, așa. Și aici și acolo este foarte frumos. Îi mulțumesc tatălui meu pentru că mi-a făcut această bucurie și mai ales lui Botea, care m-a sprijinit să realizez acest frumos videoclip cu peisaje foarte, foarte mișto și chiar cu multe peripeții pe acolo, întâmplări. Hai să jucăm ce fac eu să facă toți. Ce fac eu să facă toți? Da, uite, fii atent, te apuci așa de așa și hăț în sus cu ele, hai da. Nu de altceva, dar n-a auzit lumea ce ai zis, Nina, bă, hada. Ce am zis? Am zis că mi-am făcut un clip super marfă în Grecia. În Grecia? Ai fost cu mașina în Grecia sau ai fost cu avionul? N-am fost cu avionul, am fost, ai fost cu mașina. Și ai trecut prin Bulgaria. Ai auzit că fac ăștia gardă între Bulgaria și România să nu mai treacă porcul mistreț, că aduce porc peste porcină? Păi n-am avut porci mistreți la noi. Păi, las că i-am luat eu, bă, toți. Da, zine de piesă, repede, așa, mulțumim. Da, este așa. O piesă, este de fapt un nou proiect. Și că am venit cu tot felul de proiecte. Ba cu folclor, ba cu interbelic, ba cu balcaniadă. Acum sunt în desfășurare de un proiect fresh, cu tentă spre pop și combinație de folclor. Ca să meargă mai pe cluburi, mai pe nu știu ce, da, nu? Pentru special creat pentru tinerii de vârsta mea și nu numai, de ce nu. Aha. Pentru club, pentru petreceri de... un text foarte mișto, adică dacă dați ascultare textului, are o poveste foarte interesantă cu o fată care a întâlnit un crai care părea nu știu ce și de fapt el nu era ceea ce părea. Cu mașină scumpă, dar avea bani de benzină, de ăștia rupți. Cum sunt în general relațiile acestea rupți virtuale, de pe Instagram, de pe Facebook. Ai agățat pe cineva vreodată pe Instagram? Eu? Da. Doamne ferește, niciodată! Nu, stai așa, ai ieșit cu cineva de... S-a băgat în seamă cu tine pe Instagram? Nu, primesc tot felul de mesaje, dar nu... Primești și poze cu primește Flavia? Primesc poze, primesc, da, dar nu am ieșit cu... De-astea, cu dăia de nu le place textila pe ei? Dar știi, de ce nu, niciodată să nu spui nu, doar că na, să nu te aștepți la ceva... Deci dacă, da, mai bine să-l vezi față-n față. Păreai un crai, te-ai dat cu parfum de firmă, mi-ai zis hai. Și după aia nu mai erai ceea ce păreai. Da, și vreau să spun de acest videoclip, da, se găsește pe contul nostru oficial de YouTube, Taraful din Clejan. Și mulțumesc în mod special domnului Botea pentru acest clip foarte frumos. Da, care s-a dus el în Grecia. Și bineînțeles tatălui meu, și bineînțeles și mamei mele, și bineînțeles și fratelui meu, și bineînțeles și cățelușilor mei, și bineînțeles și tuturor peștilor de napă și calcanului. Dar sunt prietenii mei de pe Facebook-ul meu, Margherita Clejan, și Margherita din Clejan. Și câți pe Instagram, Margherita din Clejan, oficial. Bravo, mă, băi, știe fata să-și vândă marfa, mă, mai. Doamnelor și domnilor, stai, bă, liniștită.